Ce faci? Cum te simți în această seară? Mă simt minunat, sunt la o petrecere frumoasă a lui Tony, prietenul cel mai bun al băiețelului meu, al lui Leno. Și relația e atât de frumoasă că și Costel Biju a crescut în ochii mei și atât că am putut să particip și eu, să fiu alături de ei la cel mai frumos eveniment din viața acestui minunat copil Tony, pe care îi urez multă sănătate, fericire și să-și îndeplinească toate dorințele așa cum sau să atingă culmile tatălui, cunoscut și iubit de o întreagă lume. Băiețelul tău câți ani are? 17 ani, luna viitoare. Mulți înainte, deci urmează majoratul. Mulțumesc, da, la anul noiembrie. Ți-a spus așa cam ce și-ar dori în avans ca să se pregătească tati? Da, să-i plătesc studiile. Ok, da. Și unde vrea să studieze? Păi el studiază la Cambridge, okay. El de la Nicopilie acolo. Și, știu, eu consider întotdeauna că pe măsura rezultatelor aduse, atunci și satisfacțiile copilului se pot îndeplini, făcându-mă și pe mine fericit, nu? Atunci, bucuria oricărui tată e atunci când copilul îi aduce satisfacții foarte mari. Acum rămâne de văzut, are o pornire bună, sunt foarte mulțumit de Leno, mă bucur de relația dintre ei, pentru că toată ziua sărbătoritul Tony e la mine în casă. Ah, ok, uite, nu știam! Da. Și tot timpul mai stau de vorbă cu ei în drum, le dau exemple, uite cum e cu tare, cu Tărescu, și ne bucurăm și noi pentru viitorul lor. Se întâmplă să-i mai tragi așa și de mânecă? Na, că știm cu toții că adolescenții din ziua de astăzi pot să mai ridice și probleme din când în când. Păi întotdeauna când există situații de genul ăsta, eu consider că sunt constructive. Orice reproșuri create la adresa lor, pentru că e vârsta atât de fragedă și ei sunt în dezvoltare. Dar eu cred că orice chestie din asta legată de o observație devine constructivă pentru ei. Se întâmplă să mai ridice așa și tonul, deși poate la 17 ani mai greuți așa un pic. Eu consider că întotdeauna nu trebuie să vorbești cu copilul tău pe tonuri. Consider că noi, având o vârstă, ne revine sarcina să fim foarte, cum să spun eu, plăcuți, să devină prietenul nostru și nu e normal să vorbești pe tonuri. Eu, cu cât îi vorbești mai rar, mai frumos și să ai răbdarea necesară, să-l faci să înțeleagă, pentru că el e acum în formare. Și știu că tatăl meu, eu procedez cum a procedat și tatăl meu cu mine. Eu vreau să fie cel mai bun prieten al meu, băiatul meu. Și asta le spun și lor, că de multe ori în vara asta a fost campionatul ăsta de fotbal și tot i-am strâns la mine în curte și după meci mai stăteam de vorbă cu ei. M-au întrebat până și cum să abordeze o gagică. Aoleu, și ce le-ai zis? Le-am spus că finețea și caracterul te poate reprezenta așa ca și persoană. Să fiți tot timpul cei mai buni oameni, să știți să vă comportați frumos, adică să aveți maniere frumoase. Consider că m-am dat exemplu, tată, tu ai văzut ce model ai tu. Eu n-am avut reproșuri din partea fetelor, totdeauna eu am știut să le cuceresc prin comportamentul meu. Și tu la fel, pentru că atracția unei femei o ai prin comportamentul tău. Cu cât știi să-ți respecti mai mult o domnișoară, cu atât o atragi mai mult. Tu ai și fată și băiat și sunt curioasă care sunt diferențele în ceea ce privește creșterea fiecăruia dintre ei. Cum ți se pare că te-ai raportat tu? Că una e să fii tată de fată, alta e să fii tată de băiat. Da, întotdeauna există așa, acea rușine, adică nu-ți poți exprima toate înaintea unei fete, cum băiețel îți poți permite altfel. Eu cred că sarcinile astea revin mamei în creșterea copilor, adică fiind fată, mama are altă atracție, poate să-i explice mult mai multe decât un bărbat, nu? Poate acum, că după 30 de ani, când și ea devine om în toată firea, poate ușor, ușor așa putem să ne permitem mai multe să vorbim.